Recoltează două, trei rami de la albini. Să vedeți a doua zi ce este împrejur aici. Adică? Păi te omoară ele, că ele, odată ce le extrage din meri, se enervează. Că necăzesc? Că de ce? Sigur că da. Le-ai luat mierea. Și unde să se ducă? Vine la măta, pagă o înțepătură, hap, un unde vede pe cine prinde în preajmă, în zona aproape? Și pe cine prinde? Pe dumneata, fratele nu știu, mai mic. Nu pot să zic nimic, nu mă interesează. Eu l-am rugat frumos să-i mute acolo. Am și el, prin motivul ăsta, au zis că i-am omorât și să-i dau 40.000 de lei. Ruginesc albinele cerui ca făina, fluturii rămași omizi, ronță e grădina. Ronță e grădina, albinele, ronță e grădina. Din văzduh curge belșug, ronță e grădina. N-am avut vreme să fug, totu-i ca făina. Totu-i ca făina. N-am avut vreme să fug, totu-i ca făina. Sunt 5 degete la o mână și nu seamănă unul cu celălalt. Așa și oamenii care, deși se trag din aceeași mamă și același tată, nu se potrivesc la fire chiar de a-i pica cu ceară sau de a-i înțepa cu acul înroșit în flăcări. Și nu degeaba am pomenit de înțepătură, căci taman de niscaiva înțepături e vorba și în cele ce vor urma. Înțepături și împunsături între frați de sânge, iar la mijloc, chiar între dânsii, stau și se crucesc de câte poate scorni mintea omenească niște albine. Harnice și prietenoase cu unul, fioroase și nemiloase cu celălalt. Comuna Bagna din județul Neamț a fost binecuvântată de Dumnezeu cu oameni harnici, pricepuți în extragerea mierii și în facerea vinului. Căci acestea două sunt activitățile de bază care îi țin pe răzeși ocupați tot timpul anului, de când se dezgheață apele și până când ruginesc frunzele copacilor. Toți oamenii locului iubesc albinele și se pricep la stupărit. Încă foarte mulți poartă nume elocvente ca Prisăcaru, Mierosu, Bodnaru, Hoștină sau Stuparu. Dar e și unul care nu seamănă cu ceilalți. Îl cheamă Vasile Damian și nu vrea să audă de albine și nici de veninul lor sâcâitor. Veniți aproape, domnul Damian. Da, cum ziceți, nu să vin. Damian Vasile, da, dumneavoastră m-ați chemat. Un necaz cu fratele, cu stupii, cu care trebuia mutație. Ia ziceți, de la cap, cum a fost? Situația a fost în felul următor. M-am dus în țapa de albine la primărie, m-am dus la poliție și primarul, cum era atunci, Prisacaru Emil, că după actual iar mandat, al treilea mandat, cum s-ar spune, a revenit iar, acum este primar. Prisacaru este primar. Primar acum, iar. Aha. A fost o perioadă de Liviu Ploșiță. Ce albine v-au înțepat? Albinele din care... Au fost 14 sau 16 stupe al lui mama. Și după ce decedat mama... Erau? Acolo, la casa părintească, dincolo. A, deci nu era aici, aici nu, este nu, unde nu, stați nu. Dumneavoastră. Da, aici stau. A, păi da, așa că mergem acolo să, mergem, să vedem la fața locului, să vedem unde au fost stupii și de unde am început cu tot, de la o începătură. A, hai să mergem, mergem cu mașina mea, uite, urcați aici în mașină, adică nu a mea, a televiziunii, mă scuzați. Da, televiziune, da. Da, urcați aici. Nu vă duceți. Doamne ferește să nu vă înțepe. Unde erau stupii? Aici au fost. Aici erau stupii. Aici au fost. Câți? Vreo 14 sau 16. 14 sau 16. Da. Ce a ieșit? După decesul, lui mama, mama a decedat acum 7 ani în urmă, eu l-am și mutat acolo în grădină. Cine i-a luat? Fratele ăsta mare. Acum nu că eu l-am luat. I-a spus, du-i băi în fundul grădinii, la o distanță mai mare de casa mea. Deci a mărit mama dumneavoastră, a luat cei 14 stupi. Și a dus acolo, în grădină. În grădină, da. A cui era grădină? Păi, o parte a părinților și o parte a lui. Au făcut, prins o jumate și jumate din teren și au făcut acolo gard, și un grădit acolo. Bun. Eu l-am rugat frumos să-i mute, să-i duc în fundul grădinii. Nu, da, avantii v-au înțepat albinele. M-au înțepat, m-am dus înțepat un frat la primărie, de două ori, la poliție. Așa v-ați dus ca să vă plângeți că vă înțeapă albinele. Da, și să-i mute de acolo.
se mute pentru că sunt prea aproape de locuințele. De locuințe. Da. Și vă înțeapă pe dumneavoastră, vă umflați, înțeapă animalul, să vă spun calul și omoară. Să vă spun despre ce este vorba. Da. Nu pot pune o stradă de pântrujel, de rasat de pântrujel, de ardei, de roșii, de ceva, prin faptul că albinii toată vara spui capul meu acolo în grădină, mă înțeapă. De vin la apă, vin la... Da, te distrugi în grădină și la o distanță mică de 15 metri. Albina se duce și la flori, dar se duce să bea și apă. Și dacă mai vede un om dar nu pot, păi da... care și-a de a plecat să... Din caire, trebuie să umblu cu pătrul în cap. La pătrunjel vine pe ceafă, înțepătură. Indiferent, indiferent unde este, mai ales când umblă la el de 2-3 ori pe săptămână, umblă la el și el îi se enervează câteva zile, nu te pot, te omoară în grădină pe loc. Dacă n-ar fi albina, nici noi n-am mai fi. Am înțeles că... În 5 ani de zile a dispărut viața de pământ. Dispare viața de pământ, așa că și ea trebuie protejată și îngăduită din cu micile ei cu sururi. Din contra, trebuie foarte protejată. Pupii sunt acum sau au fost mutați aici undeva în spate, nu? Aici, în zona asta, aici. Nu se mai văd, nu sunt. Poate o fi dincolo, nu știu. Or fi dincolo aceea, ia să vedem. Păi o fi mutat, poate o fi vândut, nu știu. Aici, anul trecut aici au fost. A, sunt și acum. Sunt acum, eu am mutat mai încoace. Sunt și acum, tot aici, stupi. Da, da, da. Uite, sunt aici. Probabil că or fi aceiași 14 stupi, eu? Eu am mulțit, au făcut 40. Că așa au spus, că am omorât eu 40 de familii. 40 de familii, da, din 14 dau, sau mai... Da, avea 40 la 2 sau 3 ani. Da. Și să-i dau 40 de mii. Cum vine 400 de milioane, eu să-i plătesc lui paguba care a suferit-o el. Acei stupi omorâți cu spray-ul, zice, pretinde fratele dumneavoastră... I-am omorât eu. Și v-a omorât dumneavoastră, da. Da, da, da. Dar dumneavoastră nu i-ați omorât, să spuneți cine pe cine a dat în judecate? El pe dumneavoastră sau dumneavoastră pe el? Eu când m-am dus a doua zi, după ce făcut eu scandalul la poliție, și-am spus, uite, domnule, mă acuz, uite așa, uite așa, cu plângeri, o să nu, domnule, uite, are și el ieri plângeri, că a omorât familii de albini, dumneata 40, dar ieri am fost la Roman, zic. Unde ai fost? Uitați, cu dovadă, cu tare, cu tare martori, am spus Alexa și cu Mocan, și când a văzut poliția și-a cercetat și nu a cercetat, nu știu, dar el pretindea să-i dau 400 de milioane, 40 de mii de lei. 1000 de lei de fiecare familie să-i plătesc eu. Bun, și s-au scurs acești 8 ani? Între timp care ne-am judecat noi. V-ați judecat? Uitați, o veniți și frate, dacă vreți să vorbiți cu el ăsta. Bună ziua! Care este realitatea? Realitatea? A murit mama noastră, uite, are 8 ani de când a murit, pe 8 martie a murit. La praznic, la mama, atunci când s-a făcut praznicul, el s-a găsit, bă, și bău s-o împar două, să zică, băi, de-acu eu comand tătă și din familia asta, toată treaba, eu mă cheamă Damian Vasile, port numele tatei și eu răspund de toate. Tu să iei stupii și duci în păduri de acolo, dacă nu, eu te fac fără ei. Avem vă 40 de stupi. Eu am legal, autorizații, sanitar, veterinare. Uitați, de ieșire la el până la gardul lui, la casa lui, este distanță regulamentară, cum spune legea, tot. Legea stabilește o distanță între casa și stupii respectivi. Este păstrată această distanță? Sigur că da, și normal. Au fost organic și au făcut măsurători. Au măsurat. Ce distanță trebuie să fie? Poftim? Ce distanță trebuie să fie? Trebuie și cel puțin... acum, după că e încă o nouă lege, poți și un metru, dar și gardul de 2 metri înălțime, înțelegi? Așa aveți gardul. Dar cum, sigur și normal, și sunt în grădiță aici și așa, n-avea cum să-l deranjez niciodată. Și, bă, și vine lui în gând, se duce la primărie una din zile, după o, două, trei zile, și spune că l-a înțapat o albină. Și ar fi fost, vezi, doamne, albina mea, parcă scrie Damian Constantin pe albină, știți? Încă nu se știe foarte bine dacă Vasile are ce are cu albinele în general sau doar cu albinele fratelui Constantin în particular. Căci de-o parte și de alta a gospodăriei dumnealui sunt încă multe alte prisăci, puțin fiind cei din Bagna care să nu țină albine pe lângă casă. Vasile și fratele său Constantin au fost crescuți de mici cu albine în curte și purtați de tatăl lor prin toate locurile pe unde umblase dumnealui cu stupii. Uite, vă
Albina, trecut. Păi să mă țepe și pe bine. Doamne ferește. Na. Domnule dragă, noi la țară am trăit cu de toate, cu albini și cu... Adevărul că la de crești un porc cu albina și... Și asta e, na, și se duci și polenizează. Dar albina nu trebuie să deranjezi, asta e. Foarte utilă pentru ecosistem. Așa, domnule meu, bine, mă bucur că mă înțelegi, sunteți... V-am văzut la televizor de atâtea ori. Da, că o zis că mi-a dus și televiziunea și bine, o dat Dumnezeu că ați venit să... Deci dânsul s-a prins la primărie că a venit dumneavoastră... Mi-a zis că dacă nu-i mut, mă face fără ei. La 2-3 zile, după asta, când am venit o dimineață, cam la ora 10, așa, văd albinii, zic să văd dacă zboară, iese, nu știu și... Și să văd, nimic. Deschid, moarte pe jos și până la... Păi ce fac? Chem bodoi care au albini. De aici, un nașa meu, o cumăr de mie, un cetățean care l-a urzit și un Platon, a venit și s-a uitat, am adus de la sanitar tehniciana să vadă când a saltat capaș și miros a spray de muște. Cu un fel de insecticid. Insecticid, da. Mirosa spre de muște. Când am văzut toată treaba asta... Cum îi zicea DTT pe vremea... Spreiul care dai la muște și în casă, domnule dragă. Așa îi spunea, era undeva... DTT-ul, da, DTT-ul era praful, da, ăsta-i spre. Eu m-am dus și am anunțat și poliția și tot. Și m-a întrebat cineva, am spus și eu, da, domnule, uite, o zis de față, acolo, cum mă faci fără albini, că o sărit deci, niște... Eu îl bănuiesc pe fratele meu, a zis. Am zis că îl bănuiesc, fiindcă erau și niște nepoți de mică, l-o scos afară de la prazn de acolo, că făcea gălăgie, au zis și preotul și tăt. Așa. Gata, eu lasă. Pentru albine să mă duc la curtea de apel ca frate. Spune-te, ce v-a dat în judecată. Da, nu eu. Nu eu. Lasă-mă, mai vorbesc eu sau vorbești tu? Ce vorbești, băi? De ce ai făcut act, dacă ai fost viceprimar, s-o ștampilat ca aici în casă bucătăria părinților, băi? Măi, cum, băi? Eu trăiesc aici, am 1000 de metri pătrați. Câți metri-s domnul Marian de la Albin până la mine? 10 metri, nu cum spune el. Da, numai un pic. Domnul Vasile, numai un pic. Nu stau cu pătura în cap, vara, băi, în o gradă? Dar nu e adevărat ce spui tu, măi. Cum e adevărat? Cum stai? Cum te duci mai la 12 milioane la Bacău, băi? Cum ai putut? În loc să veni cu o pungă de cristal, dacă hotărârea judecătorească, hotărârea judecătorească, o rămas în... O zis așa. Și-o rămas, măi? Te-o obligat să plătești cheltuieli de judecată, nu? Eu te-o aduc acum să o vedeți. Domnul Marian, mă, uitați faptul, făcut de primărie. Numai o clipă că dânsul povestea. Da, deci, fratele dumneavoastră spune așa. Domnule, am ajuns să stăteam cu pătura în cap ca să mă protejez de albine și mi-a murit și un animal, un cal înțepat. Calul nu i-a murit de asta, domnul dragă. Sunt tehnicienii de la dispensar. Nu a fost alimentat, animalul fatat și nu s-a mai putut ridica. El ce-a făcut? O ridicat-o pe patru pari și o legat-o cu lanțuri pe disub ca să poată suge mânzul. O iapa, suge mânzul. Am iapa, era slăbită. O adus vă 4-5 oameni și-o ridicat-o și-o legat-o cu lanțuri 15 pe disub. Și nealimentată și nu știu și, o intra lanțurile și ele întrânsa. Când o dat-o jos, era s-o infectat toată. Eu eram la primărie. Am sunat la Protan, la Roman, să vină să o ia Protanul. Cum dacă toată lumea zice eu de aici, domnule, era marginea drumului acolo, animalul. Calul lui Vasile n-a murit din pricina albinelor. Încercarea dumnealui de a spori tragedia și a învinovăți albinele pentru această întâmplare a fost sortită eșecului. Autoritățile au confirmat că iapa și-a dat sfârșitul după ce a fost ridicată cu lanțuri și suspendată în aer pentru a-i permite mânzului să sugă laptele matern. Rănile provocate și oboseala i-au venit animalului de Constantin, având un dinte împotriva lui, poate, din tinerețe. Sunt albini în teritoriu. Multe familii din comuna Bahna au familii de albine. Niciunul din comuna Bahna nu a avut albine așa de retive încât să producă mușcături sau înțepături la alții. Numai el este cel mușcat și înțepat.
Albinele au rază de lucru de la 2 la 4, 5 km chiar. În momentul culesului, ele migrează, unde găsește flori. Nu se duce să înțepe oamenii sau animale. E o altă grijă. Da, este în 2009 este legea emisă de Parlamentul României ca stupina să fie la minimum 5 metri, cu gard de 2 metri împrejmuită. Nu încât... de 2 metri, dar așa scrie în lege. Eu da, vă aduc legea eu. Vă aduc. Lasă pusă pe parce de 10 metri să nu... Nu, domnule. Eu îți arăt ultima prevedere legală, de care probabil s-a uzat și în instanțele judecătorești. Dar nu am eu menirea de a face dreptate mai mare decât a făcut-o legiuitorul. Dumnealor se ceartă de la niște familii de albine. Ba, prima dată a spus că i-a distrus via. Păi albinele nu mănâncă. Vespile consumă glucoză de la fructe. Să-i identifici că sunt construcții acolo. În timpul culesului nu se ocupă de oameni, de animale. Ele își văd de treaba lor, vin pline, încărcate, se duc în stup, își fac treaba. Sunt atâția proprietari de albine aici la noi, nici unul din comuna Bahna, din 3500 de locuitori, nu are asemenea probleme ca și domnul. Nu știu, este mai dulce, el trag albinele, probabil. Vă rog din suflet încă o dată, dacă susțineți falsificare în aceste documente, deschideți un proces și mergem acolo să vedem cine este vinovat, să rămână vinovat. Dar s-a filmat casa de acolo. Și este domnul Marian. Și dacă s-a filmat. Bun, ce domnule, ce implicație are falsul pe care îl trebuie susține? Să scrii casa de locuit. Albinele știu de fals sau... Spune și mie, din cauza asta te-a înțepat? Ei respingeau lui Damian Constantin recursul la Bacău. Repet încă o dată. Albinele, stupina lui domnul frate al dumitale, are mai puțin de 5 metri față de casa și gardul ma ta? Domnule, de ce eu mutat? Nu, eu vă întreb. De ce eu mutat de la mama din fața casă? Că nu, dar mă întreb pe mine de ce eu mutat, uite. Trebuie să ies unde eu fost. Și bine, și ce treaba am eu cu mutatul? Știe, primarul știe unde fiecare își mută, știu eu, anexele gospodărești. De ce eu mutat? Dar știți, dați-mi că... judecată. Când erau albine de familie, da? Nu-l mușca, nu vă mușca când erau. Nu, am s-au certat proprietarii, cum au început și albinele să se împartă, probabil că au alea că de inteligență. Domnul Marian, știți domnul... că treaba. Era casa și grajdul al lui fratele. Între ele. Și apărau construcția mea și grădina mea. Ca să vă oprim un pic din... întrebare. Stupina lui domnul Damian... Ce? Este mai, la o distanță mai mică de 4 metri față de granița dintre dumitale și el? Este la o distanță mai mare, nu mai mică. Deci corespunde legilor în vigoare, drept urmare. Nu l-a omorât calul, corespuns în legilor. Nu l-a omorât, nu. Despre calul natale, vă spun eu. Calul, el a avut o iapă gestantă, a fost subalimentată, la fătare a căzut, nu s-a mai putut ridica, a suspendat-o cu lanțuri, cu nu știu ce improvizații. Așa, au venit organele sanitar veterinare de aici, de la noi din localitate, s-au dus acolo, au constatat decesul. Deci acel animal nu a sucombat din cauza albinilor. Este cu totul, cu totul altă. Ați mai avut și o... Dar când ați venit umflat la primărie? Era domn primar aici? Mm. Era. Eu primar. Și ce? Cum era? În 2008-2009, cum era primar? Ai mușcat aici? Cu fața umflată? Pardon, domnul Silic Căploare. Uite așa. Domnul Căploare. Uite așa face. Dar eu am venit... La repezeală... Stați un pic, da, era... Nu-i frumos. Da, mă, ta a intrat pe urmă, în 2009. Erați la coasă sau de ce? Dar cum fac în grădină? Să plijesc, să prășesc, să cosesc. Nu pot face nimic în grădină. De aici este stupina dumneavoastră. Care e și stupin vechi, bătrân la părinți. Ia mai mulțit eu. I-ați moștenit, sigur că de la părinți. Da, ia mai mulțit. O a avut și el. Dar el i-a lăsat de murit. A avut și el, dar eu dat atât, mi-a dat la mândoi stup, domnule. Dar nu i-a îngrijit. Nu i-a îngrijit și firește că animalele au murit, da. Auziți, văd că sunteți, am impresia că aveți ochi de gospodar. Dușeți să-și vedeți, de când e însurat, cade tot pe el. Două femei au avut, 6 copii, una, doi, o alungat-o și-o mai avut încă vă 15 concubine și pe cea l-o alungat. În casă, mergi, vedeți cum stau animalele și alea lui. Moare mi-mi cu ei mâna așa, zic, cât de-o din cauza mea. E cu noi, uite așa, în graj, domnule. Da. Chiar își bate joc de animale, domnule. Poți să intru un pic, nu? Intrați, domnule, poftă. Ce vreau să vă întreb?
haideți un pic, că dacă mă mușcă o albine, nu o să mor eu așa ușor. Nu, nu. Fierul rău nu pierde cu una, cu două. În ce împrejurări ajunge albina, de exemplu, să înțepe pe cineva? De exemplu, dacă umbli, de exemplu, atunci să scoci... Aici, dacă vie aici nu se face nimic, domnule. Nu sunt albine, că doresc albina românească, domnule, nu-i... Nu e sălbatică și nu e agresivă. Nu nimic așa. Dacă umbli pre abuziv sau trântești, izbești, zgomote sau miroșuri puternice, care ele le stârnesc. Trebuie să stârnesc le agită. Le agită, da. Nu are cum și el degeaba, așa, lui și de cât și am eu. Moară capra vecinului, cum s-ar spune, dar chiar așa, domnule Dragnea. Dar spuneți, cu alți vecini, de exemplu, că dumneavoastră nu sunteți doar dumneavoastră și fratele în zonă, nu s-au plâns de această situație? M-am 16 vecini, nu s-au plâns, și mai au albin și vecinul ăsta are albin și vecinul din spate. Sunt și alți apicultori care și ei au la rândul lor stupi cu albine, da. Am înțeles. Și numai pe dumneavoastră, de exemplu, fratele va făcut plângere. Vezi, doamne, albinul ăsta de care, de exemplu, asta, dacă e moarte, eu știu că e de mie. E o vorbă, zic că... Am înțeles, am înțeles. Cum vine treaba? Da, spuneți, în afară de situația aceea când ați descoperit că este un miros de insecticid, care se dă pentru insecte de casă, pentru muște, da. Așa, așa. Vi s-a mai întâmplat vreodată, de exemplu, să... Nu. Am fost cu probe, am dus la sanitar veterinar. Probele fiind albina moartă sau ce? Am dus, da, albine moarte și cu fagurii cu toți. Am dus acolo, doctorul, șeful direcției sanitar veterinari, el a fost medic și aici la noi, la așa. O zi, băi, domnul Damian, sunteți frați. Las-o, domnule, că dacă sunt moarte acum și mai zicem, noi nu putem să facem toate probele, trebuie să trimitem la București, trebuie să plătești 14 milioane, să faci niște analize și nu știu ce. Și am zis și eu, zic, las-o așa, domnule. Ați renunțat să mai faceți o expertiză ca să stabiliți cu exactitate ce tip de agent toxic a fost folosit. Așa, mi-o zis și frate, mi-e dă-i pași, băi, o făcută din prostii și nu știu, fiindcă și ce zice, m-am dus cu poliția la magazin aici. Și am întrebat. La magazinul unde se dau produse speciale. Unde putea să cumpere insecticidul. Și a zis că a fost cineva și că a fost fratele mă tare să cumpere și am zis, la timpul ăsta încă n-am adus spray-uri de ei. Și că las cum eu la Roman și eu. A cerut la magazin un insecticid și aici și a spus, doamne, încă n-a venit vara, n-avem nevoie și s-a dus și au cumpărat de la... Am înțeles. Deci asta ar fi un argument pe baza căruia a tras concluzia că fratele a fost cel care v-a otrăvit. Acuzațiile și faptul că el a umblat după treabă de asta. Încolo și să zic, eu n-am nimic cu dânsul și îmi pare rău de el. Da. Da, nu știu cum să zic așa. Da. Spuneți-mi așa... Totuși, voi ați fost frați trei băieți și trei fete, sunt șase. Da, șase, una-i moartă, fată. Da. Între dumneavoastră, relația nu era frățească și frățească bună? Și bună. Bună, după ce a murit mama noastră, v-am spus de la început. Atunci, cumva s-a strigat. Și el, gândindu-se că de acum vine din părță moștenirea de pe părinți. Așa. Și acum suntem dizbat în succesiunea. N-ați terminat-o. N-am terminat-o, mai avem un termen că... Noi am vrut să-mi duci direct la notar ca să nu cheltuim bani mulți. Ceilalți frate, da. Că, nu, eu împart pământul. Noi am plătit tot cheltuielile la judecătorii și trebuie 80 milioane și nu-i minciun. Dar e fratele mai mare dânsul? Nu, eu sunt mai mare. Dumneavoastră sunteți fratele și mai mare. O să că el e împotrivă. O jucat teatru, de-o mânat 4-5 termenii la Roman, judecătorul, că a dus el probii, că ăsta tot e falsă, știți? Bun. O fost da. Expert la fața locului, tot. Și-o văzut și-o măsurat tot. Cum da. Adică? Constantin a pierdut într-o singură dimineață 40 de familii de albine, acestea fiind otrăvite cu insecticid. Și-a îndreptat bănuiala către fratele său Vasile, cel care îl amenințase încă de la moartea mamei lor. Bănuielile i-au fost confirmate la magazinul din sat, unde Vasile mersese cu puțin timp înainte să cumpere spray otrăvitor pentru muște. Dar ancheta s-a oprit aici. Deși necăjit peste măsură, Constantin și-a retras într-un final plângerea, făcând uitate albinele moarte, sperând dumnealui că face o faptă bună iertându-și fratele. Iar fratele Vasile, ca să-i mulțumească, i-a făcut plângere la tribunal cum că ține stupina prea aproape de casa lui. Pe
armată. El era militar din 63 în corpura, din 62 toamna. El a făcut 2 ani și jumătate de armată, eu am făcut numai un an și 4 luni. În toamna lui 64, când a fost încorporat eu, el era militar, nu era venit acasă. Da. În spatele casei părintești. Dar părinții dumneavoastră creșteau albine și atunci. Aveau stupișoare, dar fugeam în casă, copiii nu puteam. Erați micuți? Avea vreo 8-10 stup. Așa. Și fugeam în casă. Când vara, vedeați albina, ce știu? Dar vara, eu dus în făjit. Am dormit noaptea eu la ei, acolo în câmp, noaptea, în colibă. Între stupi, sau mă rog, lângă stupi. Da, într-o colibă, noaptea, stăteam la ei. Erați un pui de om. Pui, înainte armat, 10-12 ani, cred, așa. Ah, ok. Și nu vă făceau să suferiți albinele? Domnul Marian, trebuia să stau... Că erați copil, nu aveați încă. Da, copil. Spunea... Dar v-ați făcut mare, ia să scap eu de albine. Ah. Nu, eu m-am mutat la casa mea. Uitați, aici stai planul cadastral. Dar nu, ideea este că nu aveau albinele ceva cu dumneavoastră. Nu. Tânăr. O vrut tânăr. El să-i plătesc eu acele 40.000 de lei. 40.000. Alea sunt cheltuieli de judecată? Nu! Cu a murit albinele lui 40 de familii și-i dau 1.000 de lei. O vrut el de la mine să scoată banii ăștia 400 de milioane. Trebuia să... Scandalul a plecat de la omorâtul albinilor sau de dinainte de omorâtul albinilor? Când o văzut cum a înțapat, m-a acuzat că i-am omorât. Da. După asta, el. Bun. Spuneți-mi așa, când v-a început, v-a dus la primărie să-i arătați primarul. M-am dus. Și au zis că, domnule, noi nu putem, n-avem ce-i face. Dacă unde erați, primar... Unde v-a început albina? La față, eram, nu mai vedeam. Erați de la începătura de albina, da, o umflat da, la față. Da, Și au zis să-l dau în judecată, că nu-l poate obliga, că era viceprimar, cum să-l oblige să mute? Dânsul, pe vremea când s-a întâmplat atacul albinilor, dânsul era viceprimar. Era viceprimar sau... Fratele dumneavoastră. Da. Mm. Și deci, dacă... ca să zic, eram bune relații cu primăria. Ei, și normal, eu nu am relații, n-am cum să am și uitați, eu am făcut actul ăsta. Ăsta da. I-a făcut primăria lui. Prima și prima oară când v-a înțepat de albină, mai țineți minte? Prima oară. Păi, uite, și prima oară, când ultima oară, poate. Ultima oară. Păi, așa cum poți veni să mă înțepi. Da, să vară, nu mă înțepat. Și ce se întâmplă? Păi mă umflu, trebuie să stau cu patru în cap în ogradă. Aveți de asta sensibilitate specială, un fel de alergie la începătura de adică nu de sunt alergic și trebuie să mă înțepi. Așa vrea el. El a spus că nu sunt alergic, trebuie să mă înțepi. Să vă înțepe? Să vă vindecați. Ci că e foarte bună pentru reumatism, pentru artrită. Nu știu, l-a obligat să mute campionii zgătările la 70 metri de acolo. L-a obligat să mute stupina. Instanta. Tribunalul Neamț. Tribunalul. Da. Să mute stupii mai departe de casă. Da. Mai taie. Și-o zis că dacă îi mut aici, el trebuie să-i păzească, să nu mă duc eu să-i dau cu spray. Că eu li-i dau cu spray și eu mor. Aha. Și din cauza mea nu deci pot să-i mut. A refuzat să... A făcut recurs la Bacău imediat. Așa. Și-o făcut o întâmpinare care s-o dus cu ea la primăria Bahna. Uitați, vă dau să o citiți dumneavoastră. Da. Uitați, asta este acum, am văzut-o. Uita, asta este care a dat-o el la primăria Bahna. Aha, am citiți dumneavoastră, tare cum dacă s-o citesc, da, o să le luăm pe rând toate aceste documente, da. Dar să spuneți așa, ce se întâmplă după ce vă înțeapă albina? Vă umflați, prima... Veniți dumneavoastră pe aici și lucrați, prășiți, cu o să-ți faceți treabă și să vă înțepi. Și vieți pe mă întreba, să știți. Uita, cum vreți să vă înțepi, eu nu vreau să fiu înțepat. Nu pot suferi. Nu vă cred, da. Nu pot să suport. De asta, tocmai de asta v-am și întrebat. Domnul prima Marian, oară și prima oară. Trebuie să înțelegeți, da, dacă cu ochiul drept 3 ani de zile n-am văzut mâna mea în fața mea la lumina nici zilei. Cauza? Catarat când bătrânită și nu mai vedeam nimic. Da, mi-e de la albine. Păi nu-i, dar prin o gradă trebuie să fug să mă închedic sau cu pătrul în cap ca să mă mai înțeapă și alea, mai zare măleacă cu stângul. De albine. Eu trebuia să mă duc să mă operez de 6 ani în urmă. E regulă. Și el mi-a luat 12 milioane din pensia mea. Am înțeles, da. Dar nevinovat eu. O câștigat el. O câștigat, au zis, parcă e loterie tribunal. Deci, de-a lungul vieții, de mai multe ori v-au întrebat albinet. Da, e normal. Dar l-am rugat frumos, băi, ești frate, mută-mi în grădină, mută-i în câmp, în pădure. Și ce se întâmplă? Vă ciupește un pic? Dar nu-i vorba de ciupit un pic. Dar ce se întâmplă? Veniți dumneavoastră și faceți prășiți, cosăți și îmi spuneți și pățăți. Nu, că am bățit și rămas și pe mine m-au întrebat. Păi atunci eu nu pot să suport. Înseamnă că trebuie să suport. Nu, dar vă întreb ce se întâmplă. Nu pot de suportat, dar ce se întâmplă? Vă vine să o luați la fugă? Ce se întâmplă? M-a întrebat de albine. Dar ce pot să-i fac? Nu-mi place. O, iau, o dau după... Vă vine să o luați la fugă? Ce se întâmplă? M-a întrebat de albine. Dar ce pot să-i fac? Nu-mi place. O, iau, o dau după... Și, mă, frec. Da, în momentul ăla când ați dat-o departe, vin alții care toate se adună, ca roiul pe mata. Ta.
se poate să vă omoare? Eu am se văzut, poate, da? Din mirosul ăla, nu știu care e secretul. Așa produc e un miros el, în nu ele. Ce miros? Nu. Ce miros are omul, da. Nu, de exemplu, serul la care îl depune ea, Albina, și cu băzitul la care îl acuză un infractor, el e tăbrăspil, pe om. Puneam pătura sau haina în cap, fugeam repede din casă, că nu puteam altfel, să stau în o grădă. Deci ați pățit, ați făcut da, figura asta, ați luat pătura... Stăteau la ușă, la geam, uite așa stăteau după albinele. Mine. Albinele. Da, ca să mă înțapi. Să ies afară să mă înțapi iară. Cum? Dar el nu, nu cred. Nu, eu vă cred, nu eu vă cred. Femeia eu lui umblă, femeia lui umblă, uite așa cu pătura prin cap în grădină. Soția, soția, da, soția lui, da, și da, da. Și de-asta este sensibilă la... Da, să scoată afară, să scoată, să vedem, merge. Sigur că propunere mutare stupină, uitați unde. Doamna expert, de la Tribunalul Neamț. În grădină, în spatele casei lui, să mute aici, nu aici. Mute de la distanța de aici, care așa, unde aproape. Unde-s la... gătergile alea, cam așa unde v-am arătat-o dumneavoastră. Uitați, moștenitorii, și aici, și aici. Situația existentă, aș nu mai spune. Propunere mutare stupină, titlul, așa? Deci e propunere mutare stupină. E propunere. Ce distanță este de aici până la stupină? 70 de metri. Trebuia 70 să-i mute mai sus. Nu, vă spun eu, sunt apicultor. Deci stupina da, dar aici are 10 metri. 5 metri de la gardul vechinului. Da, poți să muti unde vrea. Înainte era un metru. Da, acum da. Se cere 5 așa, metri. Așa, înainte era un metru. Și acum e 5 mai mult. Așa nu am spus asta. Se poate face de plasă și de 10 metri să nu vină la mine. Plasă, da, bă, dar nu stau cu pătura în cap. Trece și prin plasă. Nu, ba da, este rapid de aia trece ca țânțarii și face cu pare sus frumos. La ultima oară când v-a înțebat Albina, când a fost? Ultima oară. Stau vara în casă, nu mai ies afară. Fug cu pătura în cap. Domnul viciști. Dar ultima oară când m-a înțebat Albina, când a fost? Dacă m-a dat vrei să vii, da. Eu te în primăvara asta, cosâți, prășiți, faceți un pic de mișcare în grădina acolo. Ideea... Dacă nu vă înțapă și ideea stați... Ideea când dai cu coasa, te încălzești, transpiri... Nu. Da. Coasa emană o înaltă frecvență pe care omul îl percepe și pe care Albina o agită. Sunt niște vibrații care... Pielele irită, se agită. Mișcarea coasă, bineînțeles. Nu pot pune ardei roșii, nu pot pune... Deci omul când cosește, a venit vremea cositului... Atunci se agită. Fâșuitul coasei în iarbă produce o vibrație. O vibrație care vibrație... Bună ziua, domnul primar. Domnul director. Domnul director. Să fim puțin atenți că a început emisiunea. Eu parcă v-am mai văzut pe dumneavoastră. Și eu parcă te-am cunosc. Nu te cheamă Bujoreanu? Da, da. Ai văzut că n-am făcut armata amândoi? Da. Câți ani ai? Eu am 80 de ani. Ca și mine. Atât ai și de metalii? Nu, am 65, dar mai am un pic. Da. Da, ăștia trec mai greu o leacă la urmă. Ăștia la urmă? Că sunt cei mai buni ăștia. Da. Îți buni o bătrânețe frumoasă, dacă ai copii să calce frumos și să le ai bucurie și nepoții, ai o mângâiere mare în suflet. Da, știți, zice că aici, în zonă, în comuna asta, Bahna, da, sunt mulți crescători de albine. Da, este și aici. Și un frate meu, dar e bolnav acum. Au mai fost asta Dămian, asta Ciocan, au mai fost Ili Popa murit, au fost. Dar acum s-au împuținat crescătorii de albine. S-au împuținat tare. Da. De ce? Au îmbătrânit și este cu tratamentul ăsta în agricultură, le distruge complet. Deci ce substanțe folosesc ei pentru agricultură să o mulțească, să o facă mai bogată, dăunează la albinuță? În special floarea soarelui, tratează sămânța, o pune în pământ și tratamentul acela care dă acela fungicidul acela, vine pe tulpină și se duce în floare și albina când se duce după polen și pe nectar, îi atinge creierul și se duce și înapoi numai linie. Asta e cea mai grea moarte. Deci de la floarea soarelui ce ajunge, acela, de exemplu, la... Da. Și rapița când o stropește, că ea înflorește întâi și el fug tare cu sarnicii, le zdrobește pe rapița. Orice, domnule, ce tratez, orice. Și e posibil să le afecteze și comportamentul lor, da, de albinuță. Da, cum, de exemplu, bună oară, da, se întâmplă un caz, da, că se duce la un animal care transpiră și îl înțeapă până, da, moare. Au mai fost cazuri. Și nu fac ăștia, când stropesc, nu fac avertizare.
au obligația să facă avertizare. Agricultorul, atunci când stropește cu această substanță toxică, da, care e dăunătoare albinei, da, ar trebui să pună afișe pentru apicultor să ferească albina să de primejdie. Să pune gratii o zi, două, să nu iasă din sub albina. Da. La fratele meu, odată a dat pe rapiță, nu știu, atâta s-au zbătut de tare, dau topifaguri. Fratele dumneavoastră care e apicultor și din sub albina? Da, el e apicultor de 70 de ani. Da. Și ce a făcut? A mâncat din substanța aia toxică și se-a frământat. Și când au venit în supă așa, s-au agitat de tare, s-au topit, s-au mieșit fagurii, domnule. Și au murit mulți între toți. Dar e posibil să atace și pe un om să vină să rânțepe bună oară? Albina înțeapă, dar veninul ăsta este mai scump decât aurul, mult tare. Adică e bun, îi folosește. Te-a înțepat albina, da, să rămână atât de albină, că mai înțepat un pic, că îmi face bine la sănătate. Da. Albina, așa, dintre acele 5 produse, lăpșor de matcă, e unul, merea, polenul, veninul și ce mai este, asta se numără și venul ăsta, se recoltează, se pune anume așa legete, aia e mai scump decât aurul de munte. Dar noi nu facem lucrul ăsta. Scump în sensul că e valoros, pentru măsură. Sănătate, adică pentru cetățean, dacă consumă... Fac pentru corp, e extraordinar, domnule. Mamaiță, mă iert, stai așa, vreau să te întreb ceva. Mamaiță, să-mi spui, ce vârstă ai? Câți ani ai? 82 de ani. Te-a înțepat vreodată albina? Dacă te-a înțepat, albina. M-a înțepat moșneagul, nu albina. Dar albina, dacă te înțeapă, îți face rău? Păi nu-ți facă rău, că albina are calciu. Deci nu-ți face rău dacă te înțeapă albina. Nu. Dacă are calciu, e bună de dinți. Mă văd aici, a pornit, dar am părțit pe averii. Ferească Dumnezeu. Nu? Zice că de la albine, că nu înțeapă albina. A, păi și pe toată lumea înțeapă albina. Dar albina n-a înțeapă acum. Iarna, vara, dacă o trebuie să aducă televiziunea. Vara, da. Dar zice că a avut și părinții lui a avut albine. Și ce când era minun, nu înțepa albina. A uitat. Și apoi dacă Doamne ferește ar avea alergie, pe atunci poți să și mor dacă nu te iei un medicament? Da, pe mine m-a înțepat odată, am venit la dispensar. M-a înțepat doi gândași negri. M-am fie un șezarzăr din grădină. A, era din aia care mănâncă albine, cum le zice? Nu știu. Era altfel. Negri, a? Negri, și cu fundul alb. Și m-am înțepat așele, era să mor. Doctorul, ce n-ai minte înapoi? Când să mă mai înapoi la dispensar? Am făcut atunci alergie, dar cu de albine pot să mă mănânci tătă. Că scot reumați cu așele. E chiar indicat. Dar aia ce fel de gând de ce erau? Mai mărișori, cam uite așa, și aveau fundul alb. Aha. Dar el n-are, deși are la cap, așa vând în cap, deși e. Da. Procesul s-a sfârșit în cele din urmă. Plângerea lui Vasile s-a dovedit și de data asta neîntemeiată, iar instanța i-a cerut să plătească 1200 de lei, cheltuiel de judecată către fratele său, Constantin. Și mai aprig s-a dezlănțuit atunci Vasile împotriva lui Constantin, a albinelor și mai apoi și a celorlalți frați ai săi. Așa ai făcut o viață, uite așa mă jignesc, din nimic. Nu știți că am alțat pe fii mei și am trăit cu ele. Eu le-am avut cu... Deci că era cam iubăreț, așa? Da, dar el o abu... Lupoaică în pădurii, una neagră și are copil, fată, care umblă cu căniciorul acolo pe drum. Cu prostii, domnule, merge și filmăm. Lupoaică, adică doamnă brunetică, sau cum? Așa o cheamă, lupul. Am înțeles, da. Și neagră... Așa, oamenii... Muma pădurii. Muma pădurii. Nu o să găsiți un om ca ăsta, domnule, așa cum. Deci, adevăr, băi, ce-ai făcut de când te-ai însurat? Tăi să dărâmă, măi, frate, măi, dragă. Frate, asta numai la păcăneli, măi, băiete. Măi, și acum o să bagi casa mea să bagi la accesul, să o împărțim și din casă, dreptul lui, două camere, dintre a mea casă. Vrea să facă succesiunea și să socotească și casa dumneavoastră ca aparținând... Da, așa, o să-ți dau proces așa. Dar a zis că n-are legătură, că pe dânsul nu-l interesează succesiunea, așa a zis. Da, așa a zis la proces. Era în armată când eu am plecat. Este domnul... Când eu am plecat militar, ornul de cărămidă aici a rămas. Da. Cărămida, din orn. Păi, matare, ce te deranjează? Împărțitul casei sau albinele? Că n-am înțeles. Albine, n-am treabă cu succesul. Deci, albinele, că să mutați albinele aici în curte, că nu mai deranjează altimile, că nu mai are pe... Deși, nu pot, e drumul, aici ai gospodare, mi-ai fac și pe eu.
Știți că albinile este... domnul reporter, întrebați un specialist dacă albinile se mută când vrea fiecare și cum... Nu așa. Eu nu plec cu el în pastoral, le țin pe vatra acolo așa. O fost și aici în față. Vatra și pastoralul, dacă le-au mutat de la mama, au fost pastoral? Care? Mama ne-a dat... Mi-o dat de zestre că m-am zlat în 65. Dar numai dumneavoastră, lui nu i-a dat și mic. I-a dat 4 stâpi. I-a dat 4 stâpi. Da, adevărat, domnul Maria. Nu, dar nu trebuie. Eu luat el, ei, dar să nu-i ducă lângă mine. O luat și o lăsat de murit. A murit. A murit și din corpul și ele fac cușcă la câini. Din cușca stupului a făcut cușcă pentru câine. Spuneți-i să nu mai minte. Minte, a? Da. Eu nu mi-o trebuie, dacă îmi trebuia, puteam să-i spun mamei să-mi deie. Deci nu-mi luat așa soara mea la bani, sau așa soara și alții așa. Dar de ce nu te înțeba albina când erai mic și nu te deranja și te înțeapă când te-ai făcut mare? În vara asta o să veniți. La tata ce nu ne înțeapă? Păi asta l-am întrebat și eu. Și de ce? Erai tânăr, nu te înțeapă? Unde? Tata, de ce îmi făjit, băi? Nu mă mai jăcni. Ce e să jăcnesc? Nu mai jăcni. Ai fost viceprimar. Băi, dă-i banii lor la fești pe ea. Să dă-i banii pe ea. Domnul dragă, puteți întreba primar. După ce am intrat viceprimar, nu că am intrat, m-am dus eu acolo. M-au ales cetățenii. S-a dus la primar și o să mă scoată pe mine afară să-l bage pe el, domnule. Cosc, el are timp să ocupe. Să-l bage viceprimar pe dânsul? Da, să-l bage în locul meu. O fi avut dosarul mai bun. Dar părintele nu l-ați vorbit cu dumneavoastră, ce poate? Nici pe părinte nu-l primești, luat afară. Nici pe părinte. O să că nu, că el când să l moară, să nu-l groape în fundul grădinii. El nu are nevoie de biserică, deși nici pe el. Așa a fost toată viața? Toată viața, nici de tata ne asculta. Tata era meseriaș, a făcut școala de meserie la Hemiuș, la Bacău, a fost la orfelinat. 5 ani de zile. Și am avut aici atelier, așa, lucram cu tății meseriași. Și să-l învețe și pe el meserii. Domne, nimic. Și mă comanzi matalii? Da. Tata era mai iute o leacă. Ori mai păle, ori mai... Mă punem și-o la păram, când mi-era milă de el. Fuge, îți duce prin grădini. A fost mai rebel. Rebel, dar rebel. Îl trimite mama, băi, du-te eu oile, să și duce-și dă-i într-o luță, crapau. Și cumva, nu accepta autoritatea dumneavoastră de frate mai mare. Dar nu îmi impune autoritatea asupra. Așa e, fratele mai mare cumva are un pic de autoritate față de fratele mai mic, așa e în familie. Da, uite, mergeți la asta și întrebați-l de câte ori, este COVID de acasă la spital, când erați atunci, a nu venit, a venit a doua zi. La cine? La fratele ăsta al doilea, ultimul, la Ionel, e acasă. Că ați intrat atunci, în curții. Ei, să o întrebați cum a venit la el și o să-i dea 150 milioane. Dacă nu se dea de la fetii adresa, din Italia se trimite fiecare bani, că el are nevoie de bani, că banii lui sunt are în casă la mama acolo el. Da, e un pic negăzit că a plătit cheltuielile de judecată, nu știu câte și că avea. Dar l-am pus eu să-l facă, domnule. A fost o prostie. Ce își face omul cu mâna lui? Nici dracu nu mai dezleagă. Hai să trăiești, Ionel. Bună ziua. Ce, bă, te-a înțepat albina? Albina, te-a înțepat albina? Nu, domnule, cu tăma, albina pleacă înspre răsărit, nu știu de ce nord. Polenizează florile la copaci, domnule. Și unde e nordul? Nordul e încolo, domnule. A, nordul unde așa de ăsta, Vasile? Da. A, deci nu se duc încolo, se duc spre răsărit. Dar găii, dar albina se duce la Chișelău de vacă și de cal. Albina se duce la chiselor de vacă și de cal. Se duce la parfum de zambilă și la leac. Și la copaci, se polenizează florul și la copaci, domnule. Tai din gură, Molda. Închide gura. Așa, fetiță. Tai din gură. Așa. Deci nu ați avut de suferit dumneavoastră nu, de albine? Nu, domnul reporter. Și niciun vecin? Nu certat cu el. Ioane, mi-ai spus în repetate rânduri că a venit la tine și ți-a cerut bani. Pentru casă, pentru aici. Păi dau o zi de floare la casă, că a făcut-o el și dau bani când a șins, când a închis cesiunea pentru casă. Asta e altă problemă. Da, cu care pretenții la casă. Da. Deci, până la urmă, din cauza moștenirii, cumva, el a păi, ajuns să facă... de la pământ, că a zis făcut succesiunea la pământ. Și vecinii tot așa au zis, că cumva, de la pământ... De la pământ, avem proces în tribunal. Că nu are treabă cu albina, ci cu pământul. Deci, normal, avem proces în tribunal, domnul reporter. Pentru succesiune. Da, cum? Avem terminat cu mă, când picași. Poate să liniștești. O nicorelare între titlul de proprietate a făcut. Un vecin era alt cu... Pe ce dată te-ai să știi? Pe 26. Luna lua. Luna asta, da.
Ei, și o să ne ducem acolo cu tății. Noi am avut, sunt făcute două variante. Mă înțelegeți? Închide gura. Mama noastră, înainte de, după Revoluție, o să mai ies să vă dau pământul la fie, umbul la 93 de ani, da? Înainte, după Revoluție, când ne-o dat adiverință, o să, băi, hai să vă tempități. Și să mă împărțăm pământul ăsta care este, ca să n-am eu probleme, că eu nu-l pot munci. Nu vă certați dacă vă mori noi. Uite, la asociații pământul. Eu pensionat, nu pot. Ne-o cheamă pe toți. Eu am zis așa, mamă, eu nu mai am de făcut casă la copii. Fetele mele sunt măritate, că am avut pământ și loc de casă de gradul 1, cum s-ar spune, intravilan. Așa. Și a renunțat în favoarea lui. Și i-a dat lui un hectar de pământ, care eu are și 17 ani, că eu zic, mama, o zis, măi, că el zice că să împărțăm aici în 5, tot o gradată. I-a dat lui Vasile. I-a dat i-a dat așa de acolo 17 ani, peste drumul în fața lui. Aha. Care s-a lăcămit și acolo. Loc de casă i-a dat. Loc de casă. Uh-huh. Și m-a dat de 3 locuri de casă, că el are copchii de pe două soții. Dar nu ți-o niciun copchi la cap, tăți-o alungat. Cine știe ce înțepături sunt la mijloc? Că aveți și surori, nu? Meriți la surori, că una nu-i departe. Cu copiii o a dat-o în judecată. Și pe ea a dat-o în judecată. Și pe ea a dat-o în judecată. Deci nu se înțelege nici cu... Că o să-i dea subvenția de pe pământul ei, că sora mea are cumpărat încă o jumătate de hectar de pământ și are peste un hectar. Și el, dacă n-avea hectarul, nu-i dădea subvenția. Și o să-i dea sora subvenția. Și o dată în judecată. Prisăcile s-au mai împuținat în Bagna, dar încă sunt suficient de multe ca oamenii locului să aibă de lucru tot anul. Căci așa cum Albina pare să fie cea mai harnică dintre viețuitoare, și stuparul trebuie să se preocupe în permanență de viața roiului. Doar toamna târziu, când strugurii se prefac în vin și toată suflarea se pregătește de zilele lungi de iarnă, și stuparii se hodinesc ascultând doar din când în când torsul liniștit al roiurilor adormite. În cele din urmă, Vasile a rămas singur și nemângâiat. După toate câte a făcut însă, fratele său, Constantin, are puterea să-l ierte și să se roage în fiecare zi pentru sufletul lui. Cine-i pune omului bețe roate, cel mai mult și mai mult? Primul e guvernul. Al doilea, buletinul meteo. Și al treilea, el însuși. Cum face treaba asta? Cu sinceritate și credință. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut. Mitică.